Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit într-un nou vlog. Eu am venit la bucătărie să pregătesc pachetelul fetelor pentru școală și grădini. Le-am pregătit deja, le-am pus sandwich, măr și pomelo. Le este de ajuns. Câteodată nu mănâncă tot din caserolă, chiar dacă nu le pun foarte mult, tot mai aduc câte ceva înapoi. Acum mă duc să le îmbrac, să le pregătesc pentru școală și plecăm la școală. Astăzi este marți, 12 decembrie. Suntem imediat la jumătatea lunii decembrie. Ce repede a trecut, nu-mi vine să cred. Imediat vine și Crăciunul, trece și Crăciunul și așa trec toate zilele. Da, mă duc să le îmbrac, să-l trezesc și pe Iosif, că el încă doarme. Și ne mai auzim de pe drum. Cred că am să mă duc și până la magazin să cumpăr scutece pentru Iosif. Hai că trecem imediat. Hai! Ia uitați ce frumoasă e împodobită casa asta. Foarte frumos. În realitate se vede mult mai fain, pe cameră se vede mai întunecat. E foarte frumoasă împodobită. Iar noi acum mergem până la Norma să cumpărăm câte ceva. Nu prea multe. Vreau să cumpăr scutece lui Iosif și mai văd eu ce mai cumpăr. Mi-e așa de cald afară și plăcut, s-a încălzit pe aici. Nu mai este frig. De la minus 12 grade am ajuns la 8 grade cu plus. Am ieșit de la magazin, merg acasă acum, îmi fac o cafea, îi dau lui Iosif să pape. Am luat câteva ingrediente care îmi mai trebuiau să fac astăzi cu voi nuci umplute. Da, și ne vedem acasă. Au venit fetele de la școală, își deschid calendarele, advent. Ce ați găsit la numărul 12? O bombonică Milka. O bombonică Milka? Da. Dați calendarele la mine să le pun înapoi, sus. Mama, vreau să vă arăt ce am făcut eu la școală. Am făcut și un calendar la școală cu jocuri. Calendar advent, nu? Și aici am pus să desenez, să faci matematică și atâta. Am fost după fete la școală, ne-am întors acasă, acum vreau să pregătesc ceva de mâncare copiilor, am să le fac copănele la cuptor cu cartofi, am scos deja copănele din frigider, iar noi vom mânca fasole, am făcut ieri fasole cu afumătură, au ieșit niște fasole foarte bune, așa că vom mânca și astăzi la prânz. N-am mai filmat nimic de dimineață, am avut treabă. Eu când am treabă multă nu mai filmez pentru că mi-a foarte mult din timp. Ca să stai să filmezi tot, ți-a din timp, așa că mi-am făcut treaba și vreau să le fac mâncare acum la copii. Să caut un cuțit. Sunt foarte nervoasă, nici nu prea pot să vorbesc de nervi. Am fost după Maria la grădiniță.
Iar când am ajuns la grădiniță, Maria era afară. La noi plouă. Plouă foarte tare. Maria era scoasă afară, în curtea grădiniței. Era singură, singurică, fără nicio educatoare, nimic. Ele erau la masă. Iar Maria era scoasă afară, în curtea grădiniței, cu paltonul descheiat. Avea căciuliță în cap. Ea s-a îmbrăcat, ce-i drept. Dar... nu pot să concep că educatoarele au scos-o afară să mă aștepte pe mine. Păi eu n-am nicio bază, eu îmi duc copilul la grădiniță să fie în siguranță, adică știu că îl las la grădiniță și le iau tot de la grădiniță. Nu vreau să-mi găsesc copilul afară, în curtea școlii, singur și în ploaie. Iar eu am întârziat 2 minute, era 12 și 2 minute când am ajuns în curtea grădiniței. Am întârziat deoarece m-am întors să iau umbrelele. Am ieșit afară, am văzut că plouă și m-am întors să iau umbrelele. Dar 2 minute, cât am întârziat eu, putea să mă aștepte în grădiniță educatoarea. Nu s-o lase afară. Mi-a spus Maria că a trimis-o afară și i-a spus că vine mami. Am vrut să mă duc acolo la ele, unde luau ele masa. Și să le întreb de ce este copilul meu afară. Dar eram așa, am stat 2 minute, cred că, în curtea grădiniței și m-am gândit să mă duc, să nu mă duc. Eu când sunt nervoasă, de obicei nu prea judec ce spun. Așa că am stat bine și m-am gândit dacă să intru sau nu. Am să vorbesc și cu soțul meu când vine acasă, să vedem ce facem. Oricum, nu vreau să rămână așa treaba asta. Nu știu de ce au scos-o afară. Trebuia să mai aștepte 2 minute. Era 12 și 2 minute. Și eu la 12 trebuie să o iau. Deci pentru 2 minute nu murea nimeni. Nu-mi scoți tu mie copilul afară în ploaie, descheiat la palton. Și tu stai la masă și mănânci. Asta este... Nu știu. Sunt foarte nervoasă. Tremur toată de nervi. Îmi tremură și vocea, dacă puteți observa. Și aștept să vină soțul acasă, să vorbesc cu el și să vedem cum facem. Ori o să sune la directoare, ori o să le spun eu mâine la educatoare când ajung la grădiniță, mâine dimineață. Și cele care n-ați trecut prin așa ceva în Germania, de chestii din astea, că am mai spus eu odată că am dat peste un moș la Kaufland și au sărit câteva femei și mi-au spus că poate nu era rasist, poate nu mă interesează ce era. Atât timp cât ești în public, trebuie să te comporți frumos. Da. Și așa am pățit și la grădiniță. Deci am 2 întâmplări din astea ciudate de când ne-am mutat aici în Bayer. Cât timp am stat în Nord, nu mi s-a întâmplat niciodată chestii din astea. Pe Antonia am dus-o 3 ani la grădiniță acolo. Nu mi s-a întâmplat niciodată să găsesc copilul afară, cum mi s-a întâmplat aici. Chiar odată la Antonia am întârziat jumătate de oră, deoarece era Sfântul Valentin cu lanterne și așa, și eu am înțeles greșit, în loc să mă duc la 6 să o iau, eu am înțeles că trebuie să o iau la 7 și normal trebuia să o iau la 6 și atunci m-au sunat și mi-au spus că să vin după Antonia, dar au stat jumătate de oră cu Antonia acolo, nu au plecat nicăieri. Iar dacă acum s-a întâmplat eu să ajung la grădiniță la 12 și 2 minute, nu murea nimeni pentru 2 minute. Nu mi se pare normal. Eu îmi trimit copilul la grădiniță, îl știu în siguranță, stau liniștit acasă, iar când mă duc la amiază, s-o iau direct din ploaie afară, fără umbrelă, fără nimic și deschiată la geacă. Mă pun să fac mâncare și ne auzim mai târziu. Să mai spuneți acum că nu se poate întâmpla în Germania așa ceva. Pe la școală, pe la grădiniță, peste tot se întâmplă. Și în Germania, și în România. În România, câte n-am văzut pe la știri, educatoarele au bătut copii. Și în Germania, la fel, am văzut o fată care povestea că băiatul ei a fost închis în baie. Cred că ați văzut și voi, dacă urmăriți. Săptămâna trecută tot așa am văzut o fată care povestea că de moș Nicolae, când a ajuns la grădiniță de dimineață, fiecare copil avea câte un moș din ăsta de la Milka mare, iar copilul ei, băiatul ei, avea unul micuț, foarte mic. Deci din toți copiii din grupa aceea
Doar la ea a pus moșul cel mai mic. Cred că ați văzut și voi pe TikTok fata aceea. Da, nu mai am cuvinte. Vreau să fac acum aluatul pentru nuci. Am aici rețeta scrisă. Eu unele rețete le scriu ca să le am, nu le pot ține minte pe toate. Pentru aluat am nevoie de 600 de grame de făină, 250 de grame de unt moale, 10 grame praf de copt, 4 ouă, 10 linguri zahăr pudră, un praf de sare, zahăr vanilinat. Iar pentru cremă voi folosi 300 de ml lapte condensat, 200 grame de biscuiți, doar că eu nu folosesc biscuiți, voi folosi resturile de la nuci după ce le coc, 300 de grame de nucă, 20 de grame de cacao și zahăr vanilinat. Da, acum mă apuc de treabă. Voi pune în acest lighinaș untul. Am aici un pachet de 250 de grame de unt moale la temperatura camerei, l-am lăsat. Așa. Am să mai pun 10 linguri de praf de copt, nu praf de copt, zahăr pudră, doamne, 10 linguri de praf, de zahăr pudră. Bun, am pus 10 linguri de zahăr pudră. Acum voi mixa un pic untul împreună cu zahărul pudră. Așa, am mixat untul împreună cu zahărul. Acum voi pune ouăle. Ouăle. Unul câte unul. Da. Ca să nu pică făina peste ouă. Hai să fie strugul, nu? Strugul, da. O să arunci astea la coș? Da. La bio, nu acolo. La bio, Mariana, acolo e carton. Mama, dar unde unde am bătut ouăle aici împreună cu zahărul și untul și acum voi pune un praf de sare, să nu uit, un pic de sare. Da, desigur. Așa. Struguri. Zahăr vanilinat, Maria. Așa. Ce vreau să-l pun, mama? Imediat. Hai, pune tu zahărul. Da, da. Am să pun 3 plicuri de zahăr vanilinat. Da.
Hai, pune-ne răstoane, ține-ne așa pe toate trei. Ți-ai făcut și tu unghiile. Da. Ai prins oja mea. Da, da. Bravo. Hai spune Antoniei să vină și spărgeți nuci. Da. Cum să amestec. Am chemat-o. Bravo. De grame de făină. Da. Sau stai, nu, 600 de grame. Doamne, numai prostii vorbesc azi. Da. 600 de grame de făină. Aici o scrie. Mai chemat să spar nuci? Da. Am pus 600 de grame de făină. Da, da. Voi pune și un praf de... Lasă-mă filmările. Mami, da. Hai să mă spargi nuci, nu? Da, spargeți nuci. Unde este asta? Uite, vă dau asta. Să-ți dau un bol unde se pui miezul de nucă. Da. Okay. Pune-l în oală acolo. Dar eu sunt unde? Am schimbat paletele de la mixer, le-am pus pe acestea pentru aluat. Mixez. Puteu? Nu vreau să spargă, dar am foarte. Maria, lasă pe Antonia să spargă și tu. Am lăsat mixerul și acum voi frământa aluatul la mână. Cum? Aluatul la mână, l-am pus în folie alimentară, iar acum îl voi băga în frigider pentru 2 ore. Îl voi lăsa câteva ore la frigider. Am ajutoare la spart nuci. Deci trebuie să faceți și treabă, nu doar să mâncați, nu? Da, da. Mă mănânc și eu câte-o. Ce mănânci tu? Miezul de nucă? Da, da. Da, ce-i păță la ochi? Îți curge ochiul? Antonia, vezi să nu pui coajă acolo. Hai că vin și eu. Eu le sparg și voi le disfaceți, da? Bine. Am scos aluatul din frigider. Am făcut câteva biluțe aici de 6 grame. Eu le-am cântărit să fie toate la fel. Și acum le voi pune la copt. Eu am aparatul ăsta electric, l-am cumpărat de la magazinul rusesc, acum vreo 2 ani, cred. Și este foarte bun. Acum le voi lăsa până se aprinde becul verde din nou. Ce spui acolo? Am scos prematură. A ieșit foarte bine. Acum voi pune a doua tură. Iosif, nu mai bate.
terminat de copt toate nucile, le-am și curățat. Ce mi-a rămas aici am să folosesc la umplutură. M-a ajutat și Antonia să le curăț. Și acum vreau să fac umplutura și să le umplu. Așa arată crema. Ați văzut că am subțiat-o cu un pic de lapte, cam 20 de ml de lapte. Iar acum mă apuc să umplu nucile. Dragilor, astăzi suntem a doua zi, mai am foarte puțin timp și trebuie să plec după fete la școală și la grădiniță. Să știți că am vorbit de dimineață cu educatoarele, le-am întrebat de ce era Maria ieri afară singură în ploaie, iar ele mi-au răspuns simplu că o supraveghea de pe geam, adică se uita la ea de pe geam să nu plece singură. Iosif, nu mai fă așa, mama. Și și-au cerut scuze, un simplu scuze și cam atât. De data asta o lăsăm așa și vom vedea pe parcurs cum se va comporta cu ea și dacă se va mai întâmpla vreodată ceva, o să vedem atunci ce o să facem. Na, mai mult nu pot să vă spun, că atâtea mi-au spus ele că o supraveghea de pe geam. Asta e. Da, dragilor, cam atât pentru acest vlog. Eu am să vă las rețeta de nuci. Au, Iosif! Era să mă muști, Iosif. Eu am să vă las rețeta de nuci scrisă în descrierea videoclipului. Poate vrea cineva să încerce rețeta mea. Iar până data viitoare, eu vă doresc multă sănătate. Nu uitați să îmi lăsați un like, un comentariu. La celălalt vlog... Nu am închis eu comentariile, YouTube mi-a închis comentariile, dar de data asta sper să nu mi le închidă și să puteți comenta la vlog. V-am pupat și vă doresc toate cele bune. Pa, pa! Ce ai făcut? Spune aici, bună! Bună! Nu băga mânuța în guriță. Nu băga mânuța în guriță, mă. Nu băga mânuța în guriță, Iosif. Nu băga mânuța în guriță. Nu băga mânuța în guriță. Nu băga mânuța în guriță, mă. Când n-ai suzieta, bagi din mânuța în guriță, nu-i frumos.